Bun găsit la o nouă ediție a rubricii Azi, odată. Ca de obicei, începem ziua aflând cele mai interesante evenimente din trecutul zilei curente. Să începem! În 1598 are loc tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la mănăstirea Dealu. Domnul țării românești recunoaște suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obligă să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoaște caracterul ereditar al domniei. În 1815 se semnează actul final al Congresului de la Viena. Franța este redusă la granițele din 1792, Austria obține Galiția, Tirolul, Triestul, Dalmația, Stiria, Lombardia și Veneția, Olanda primește Belgia. În 1848, pe 9 iunie, este începutul Revoluției Pașoptiste în Muntenia. Are loc adunarea de la Islaz. Ion Heliade Rădulescu citește proclamația de la Islaz, programul Revoluției din Țara Românească. În 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. În 1959 este lansat la apă George Washington, primul submarin dotat cu rachete balistice. În anul 2005, Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori, compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. În 1912 moare Ion Luca Caragiale, dramaturg și prozator important al literaturii române. În 1978 moare prințul Nicolae de România, al doilea fiu al regelui Ferdinand I al României. La final mă voi întoarce puțin în timp până în anul 1856, când Vasile Alexandrii a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. Și vă voi recita poezia. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iarba rea din hol de piară, piară dușmânia în țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vină să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu înfrățire. Unde-i unul, nu-i putere, la nevoi și la durere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Amândoi suntem de-o mamă, de-o făptură și de-o seamă, ca doi brazi într-o tulpină, ca doi ochi într-o lumină. Amândoi avem un nume, amândoi o soartă în lume. Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, în noi doi un suflet bate. Vin la Milcov cu grăbire să-l secăm dintr-o sorbire, ca să treacă drumul mare peste a noastră vechi hotare și să vadă sfântul soare într-o zi de sărbătoare hora noastră cea frățească pe câmpia românească. În scurt timp, acesta a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul unității naționale românești. Sunt Rahela Petrescu și vă aștept și mâine de la ora 7, 8 sau 9 pe www.lightchanneltv.ro. Puteți să-mi scrieți pe pagina oficială de Facebook Azi Odată dacă aveți recomandări sau sugestii. Să aveți o zi excelentă!